Eu am auzit de la prieteni de-ai noștri care au copii de vârste preșcolare, școlare, că au întâmpinat probleme după noaptea de luni, dimineața zilei de marți, mai exact, copii care au vărsat toată noaptea, au probleme digestive, dureri de burtă, s-au adresat către camera de gardă, apoi am înțeles că problema este generalizată, m-au sunat și pe mine cunoscuți să ne avertizeze, să nu consumăm apă, să nu lăsăm copiii să bea apă. Din păcate, până la sfârșitul zilei de marți s-a îmbolnăvit și unul din copiii mei. Pot să vă spun din experiența noastră că nu a fost deloc plăcut. 24 de ore copilul a vărsat aproape într-una, nu a putut mânca, a fost apatic, moleșit, nu a putut decât să stea în pat. L-am hrănit și l-am alimentat cu seringa în încercarea disperată de a-l rehidrata și de a nu fi nevoit să ajungem la perfuzii. De la începutul săptămânii, practic în 24 de ore, deja cred că jumătate din oraș era afectat. Dar din cântărbulit, asta e simptomul, cântărbulit, vărsături, diaree, dureri de burtă. Și au venit doar copii sau au venit și adulți? Inclusiv bebeluși, bebeluși au venit. Am înțeles. Și medicamente mai aveți? Am înțeles că e o lipsă de medicamente în farmacii, că s-au tot cumpărat. Da, avem, nu-i problemă, doar că am rămas atunci pe moment, dar am comandat, adică se găsesc nimeni. Din păcate, nu știu ce se întâmplă, că noi n-am fost informați, telefonic, chiar niciun telefon nu s-a dat la societate că i-ar fi probleme cu apa. Ultimele analize făcute conform contractului de monitorizare pe care îl avem cu DSP, că îi dânsi ne-au făcut un grafic de analize de apă făcute în 5 iulie, în care apa a ieșit potabilă în parametri. Deci, eu, din punctul meu de vedere și al DSP-ului, analizele lor confirmă că apa este în parametri. Că s-a întâmplat această situație cu aceste cazuri, care poate să fie și din alte motive, clar, alimente, copiii au ieșit în parcuri, este o boală de sezon. Am aflat cu surprindere că s-a întâmplat acest eveniment, că o parte din locuitorii noștri au avut probleme de sănătate. Ne pare rău pentru acest lucru. Noi, ca și autorități și împreună cu operatorul de apă, deci am luat probe de apă încă de ieri de dimineață, la prima oră. De asemenea, s-a mai luat încă un rând de probe ieri la ora 18. Acum așteptăm analizele pentru a vedea exact dacă problema este din cauza apei sau este de altă natură. Am activat toate mecanismele de investigare epidemiologică a situației. În primul rând, s-au prelevat probe de apă, căutând o posibilă legătură cu apa. Datorită acestui fapt, ieri dimineață, ieri după masă, toate sursele de apă au fost verificate, s-au prelevat probe de apă care vor fi analizate aici la noi în cadrul Direcției de Sănătate Publică, dar au fost trimise spre contraexpertiză și la București, la Institutul Național de Sănătate Publică. Sfatul către populație, în principiu, este să respecte regulile de igienă generale, dar chiar să le și intensifice, cu spălarea mâinilor, spălarea alimentelor, consumarea de preferință de alimente preparate termic și, desigur, să nu consume apa de la robinet.